Am înțeles că sunteți printre primii locuitori ai Ecovillage, la Almașu Mare. De când sunteți aici și ce v-a făcut să veniți aici? Suntem aici de anul trecut, din septembrie. Am venit prima dată, noi căutând un loc care să-l simțim noi că ne putem așeza acolo. Am venit ghidați de un prieten din Oradea și după ce am ajuns aici, n-am mai plecat. Am rămas în sensul că, plecând prima oară de aici, nu știam că o să ne întoarcem în săptămâna următoare, dar ne-am întors. Și după aia ne-am întors și în următoarea și în următoarea și iac așa. Ne-am întors fără să spunem din start vom rămâne aici, dar noi tot veneam. Ca ulterior să ne găsim un loc care să ne placă, să rezoneze așa cu noi, adică aici unde ne găsim, și să ne gândim cum începem să punem ceva pe picioare ca să putem locui. Ce urmează să construiți aici? Exact pe locul acesta o să începem la primăvară să facem o casă de lemn. Ceea ce ne-am propus anul acesta, deci până în iarnă, să reușim să facem și un fel de, așa, de pivniță, casă din pământ și să fie chiar în pământ. Ce am reușit să facem până acum este, deci, acest camping cu duș, cu WC-ul și o rulotă care va veni pe săptămâna viitoare ca să avem un staff pe vreme mai rece. Deci lucrurile sunt destul de bune. Merg chiar pe grafic. Uh-huh. Suntem în grafic bine. O să fie foarte interesant locuința aceasta făcută din pământ, deci care va fi și depozit, deci o pivniță, deci pentru resurse. Va fi din pământul care se scoate. O să fie și pe plan financiar chiar deci foarte ușor de realizat, fără să fie mari eforturi financiare, și cred că va fi chiar prima de la noi din țară. O să fie un prototip și probabil că o să mai se facă și altele și probabil că o să îi putem ajuta și pe cei care vor să-și facă și ei. Am înțeles că locuiți încă la oraș și veniți doar din când în când. Deci cum vă organizați aici? Noi până acum am făcut o navetă de la Cluj la Alba Iulia și aici. Am făcut în ultimile luni niște modificări și am renunțat la Cluj și ne-am mutat în Alba Iulia. Și facem acum naveta din Alba Iulia aici și la Cluj. De la anul din primăvară o să facem naveta de aici la Alba și la Cluj. Și probabil că numai la Alba. Bun. Deci totul a fost pe pași, ca să putem să ajungem într-un loc așa cum ne-am dorit. De-aia uneori eu nu prea înțeleg când oamenii își propun un scop și din start spun nu se poate. Deci eu cred că în momentul în care îți propun un scop, adică da, vreau să trăiesc într-un anume mod, logic și normal, că nu dintr-o dată se poate. Dar dacă urmezi niște pași, ești atent ce ai de făcut din start și faci niște pași, până la urmă tot acolo ajungi. Dacă din start spui nu se poate, clar nu o să se poată. Pentru că nu o să vină nimeni să stabilească pașii în locul tău. Orice mai ușor este să spui nu se poate. Am înțeles că aici va fi pivnița. Explică-ne puțin cum va fi construită. Deci exact acum unde suntem noi o să fie pivnița și un piculeț mai încolo o să fie o cameră cu baie și cu bucătărie. Va fi pivnița întregii comunități, din câte am înțeles, nu? Nu, o să fie pivnița pentru noi, pentru că noi avem spațiul acesta. O să facă și comunitatea un alt spațiu pentru depozit unde o să fie mai mare, deci aici este ceva mic.
Dar dacă va fi nevoie de spațiu pentru comunitate ca să-și depoziteze resurse, bineînțeles că suntem comunitate. Deci absolut totul este al comunității, dar există și niște spații care sunt pe undeva respectate pentru fiecare. Ceea ce s-a făcut acum, deci în acest moment, cam în jumătate este deja dus la nivel. Lângă unde se vede este un șanț cam de vreo jumătate de metru și adâncime și calățime, unde va fi drenul. Deci în jurul suprafeței va fi un dren care va duce la un bazin care va colecta apa și va fi resursă de apă. Iar aici, pe locul acesta, se va pune un strat de petriș, după care nisip și lespezi de piatră. Dar lespezile sunt deja aduse și la modul și la sfârșit va ieși exact ceea ce ne dorim, vara să fie răcoare și iarna să fie cald. Pentru că ceea ce va fi aici va fi efectiv pus cu pământ și deasupra și va fi o casă chiar, deci în pământ și din pământ. Chiar cum vor fi pereții? Pereții vor fi din pământul de pe margini, deci pe margini s-a depozitat pământul din care se vor face zidurile. Zidurile vor fi făcute sub formă de rulouri de pământ. Este de fapt există rulouri de rafie lungi în care se pune pământ, se bate undeva la 15 cm și o să apară ca un fel de placă de pământ lungă și la colțuri o să intre un pic rotunjit. Deci o să fie un rulou dintr-un capăt și până în partea cealaltă, undeva la vreo, deci aproape 50 de metri câte un rulou. Jos, chiar pe pământ, o să fie vreo două rulouri de pietriș ca un fel de fundație și peste care o să vină cealaltă rulouri umplute cu pământ, iar între rulouri se mai pune câte un fir sau două de sârmă ghimpată care să țină foarte bine deci aceste rulouri. Va fi o clădire stabilă? Va fi o clădire foarte stabilă. Este acolo și un prototip de sac din rafie cu pământ. Uh-huh. Deci, ca să experimentăm, să vedem cum rezistă, este aproape ca și o piatră. Deci, hai să-l vedem. Da, haideți ca să vi-l arăt. Da, era aici chiar pus pe pământ și l-au excavat. Deci, acesta este un sac. Dacă te urci cu un camion pe el, nu se sparge, rezistă. Și acum, dacă sunt unele peste altele, înseamnă că o să fie de o durabilitate extraordinar de bună. Exact ca și o piatră, exact ca și, știu, fierul beton, ca și betonul și cu fier beton armat. Pare o soluție primitivă, dar în același timp ieftină și durabilă. Ieftină și naturală, deci nu mai naturală decât un beton, decât o tencuială, decât orice. De ce nu se construiește deja de acum, în stil mare, în stil, cu tehnica asta? Pentru că se preferă ca să se câștige foarte mulți bani din construcții și atunci nu... Cel puțin asta este părerea mea. Pentru că în mod obișnuit ar trebui ca fiecare să aibă acces la informație de genul acesta și să-și facă. Pentru că financiar este la un preț foarte scăzut. De fapt, aici pământul, sacii aceștia sunt foarte ieftini și poți cumpăra pe rolă cât să fie la 1000 de metri, să fie 5-600 de lei și restul este doar manoperă. Vii și îți faci tu cu mâna ta sau dacă vei poți să-ți faci o echipă și să lucrezi și să-ți iasă foarte bine. Deci fără să mai fie nevoie ca să aduci, deci să-ți faci o casă din beton, ciment, care știm că nu sunt naturale și
ne afectează pe undeva și ca sănătate și ca design și ca orice. Da. Bună, că explicați interesantă. Da, de ce se construiește azi cu beton și nu cu saș de pământ? Deci, deși încă nu este gata construcția noastră ca să pot afirma 100%, este o metodă extraordinară. Cred, în schimb, că este o metodă extraordinară și mai cred că noi, oamenii, complicăm foarte mult lucrurile la tot ce privește viața. Și atunci nu vedem o soluție simplă. Căutăm ceva complicat. Nu mai știu ce prefabricat, nu mai știu ce beton, nu mai știu ce. Pentru ce? Când, de fapt, totul este oferit din natură. Nu știu dacă vă amintiți, pe vremuri casele se făceau din caramidă țigănească, care era la fel de naturală. Și la fel de rezistentă sunt case și în ziua de astăzi care n-au fost tencuite și n-au fost îngrijite foarte mult și rezistă. Dar, repet, oamenii complică lucrurile și atunci ne trebuie nu mai știu ce întreprindere, nu mai știu ce marcă. Avem marca natură și marca simplitate. Probabil că o să susțin asta și peste un an. Și aici locuiți, practic, din câte înțeleg, cort, prelată, paturi. Cum e viața de camping la pădure? Deci prima dată am locuit în acest cort. Și pe urmă am adus și niște paturi care le-am suprapus. Și mai nou dormim noaptea în aer liber. Nu ne mai place cortul, în aer liber. Și cum sunt acum nopțile destul de... așa de calde, cu o pătură pe tine, este arhi de ajuns și este extraordinar să dormi în aer liber, să fii în, să dormi în natură, propriu zis, pentru că aici este deja o pădure, dormi chiar în pădure. Se dorme extraordinar de bine și le-aș recomanda tuturor să încerce măcar o dată sau de două ori să doarmă. Deci undeva într-un spațiu deschis ca să vadă cum este. Te umple de energie. Noi acum, deci fiind de vară, locuim în aer liber, stăm în aer liber. Mai spre iarnă, probabil că o să reușim să facem și ceva acoperiș din lemn. Și nu chiar închis de tot, în care să putem să dormim și iarna. Știm și pe cineva care chiar doarme toată iarna afară, este sănătos tun, se simte extraordinar de bine și este chiar un domn titrat. Deci numai că îi place extraordinar foarte de mult, titrat. Este foarte titrat. Și place foarte mult în natură și cred că într-adevăr și noi am simțit că se poate locui și afară, nu neapărat trebuie ca să fii între patru pereți și să fii închis. Spuneați că aici ați găsit locul unde vreți să locuiți, care vă corespunde. Prin ce? De ce considerați că acest loc este ceea ce v-ați dorit voi? Ce conține el? Acum nu pot să-ți vin cu niște argumente foarte logice. Pentru că se întâmplă să intri într-un magazin, să vezi un raft de haine, să ai nevoie și tu știi că ai nevoie de ceva și îți pică ochii pe ceva și știi că aia îi. Pur și simplu am știut că asta este. Deci nu se pot veni cu argumente logice. Am mai văzut și alte locuri înainte. Era ok, dar nu era alea. De fapt, așa, nu ne-a atras în mod special, deci un alt loc. Deci locul de aici ne-a atras cu totul special. De ce? Nu prea știm. Știm că este o zonă extraordinar de frumoasă, este o zonă superbă. Ne încântă tot timpul când venim aici, suntem liniștiți, suntem pozitivi, ne încarcă cu multă pozitivitate. Dar nu știm încă exact ce este aici de neatras așa de mult. O să aflăm probabil mai târziu sau poate niciodată, dar important este că ne place și că facem ceea ce vrem și facem ceea ce dorim să facem.
Asta e cel mai important, să faci ceea ce simți că este bine pentru tine. Dacă simți că aici este locul tău, aici ești. Dacă te duci în altă parte și nu simți că ești acolo unde trebuie, nu-i bine. Da. Dar eu cred că lumea ar trebui ca să înțeleagă lucrul acesta, că e bine ca să meargă pe ceea ce simte, nu pe ceea ce spune mintea că trebuie să faci. Cum e cu locul de muncă, dacă veți locui cândva aici? Locul de muncă se poate rezolva ca o zi, două sau poate chiar trei zile să lucrezi, să te duci și să lucrezi și să vii aici. Și probabil că nu va trece multă vreme și o să renunțăm la job, pentru că dacă poți aici să-ți desfășori viața și să ai resursele și să-ți placă să stai aici, nu cred că mai este nevoie ca să ai un job. Da, credeți că veți reuși acest lucru? Eu așa cred și în plus de asta mai am și altceva ce, deci așa, ceea ce fac, mă ocup și de o tehnică terapeutică și atunci cred că lumea de aici, lumea care vine, deci o să pot ca să îi ajut și bineînțeles prin lucrul acesta pot ca să mă susțin pe undeva și știu, financiar, fără să am un job cu adevărat, job, deci să fiu legat de un loc anume unde să mă duc și să lucrez când pot ca să lucrez aici. Deci aici în această comunitate o să fie și un centru de recuperare, centru de sănătate și bineînțeles că o să pot ca să lucrez acolo și să fiu deci chiar independent vis-a-vis de orice ce înseamnă cu adevărat un job. Ce costuri sau obligații a implicat venirea voastră aici în această comunitate? Că înțeleg că totuși sunt niște costuri, niște reguli. Este o taxă care se deci care se dă comunității și pe urmă celelalte costuri le-am suportat noi vis-a-vis de materialele de construcții, de un drum pe care să poți să vii și să te poți deplasa dintr-o parte în alta, pentru că aici, fiind pământ, era destul de dificil ca să urci chiar și o pantă mai ușoară să urci în momentul în care plouă. Noi am reușit să facem prin un efort financiar destul de mare să realizăm un drum și să-l și îmbunătățim pe cealalt care a fost înainte și deci costuri încă vor mai fi. Încă ok, da, a fost alegerea noastră să procedăm așa, pentru că puteam și mai aproape de celălalt drum, puteam și în altă parte, în comunitate. Deci a fost alegerea noastră să procedăm la modul ăsta, să aducem drumul în sus către luminiș în pădure, să... Este normal să fie costuri mai mari la început, câtă vreme comunitatea încă este foarte redusă. Lucru care nu va mai fi valabil după ce totul se așează, capătă o anume linie, o anumită rutină. Dar ne-am asumat. Da. Ne-am asumat. Aici o problemă. Vin mulți, nu-și asumă, nu înțeleg că este la început. Așteaptă totul pe tavă, ori așa ceva nu se poate. Sunt și alte dezavantaje legate de viața în natură? Ce înțelegi prin dezavantaje? Adică așa, o anumită lipsă de confort, cum îl avem la oraș. Nu. Nu este chiar nicio poate lipsă. Poate nu ne-ai filmat dușul. E un duș superb, jos este cu lespede de piatră, când faci duș cu tălpile pe o lespede de piatră, ai o senzație extraordinară, mult mai bună decât cea dintr-o cadă obișnuită și undeva într-o baie. Aici ești în natură, faci duș, te mai uiți la verdeață, e... Dacă te referi la... Scuză-mă, Paul, dacă te referi la diferența, la faptul că aici încă nu avem energie, nu avem curent sau că ce nu avem, canalizare nu ne trebuie că avem, deci partea asta e pusă la punct, așa, o să fie și deci curent. Deci o să se meargă pe... În așa fel încât să ai o mașină de spălat, să ai un deci televizor care nu prea folosim, dă-ți repede. Like. Destul de repede, pentru că este deja de la anul probabil că o să reușim ca să
să achiziționăm și niște panouri fotovoltaice pentru curent și niște panouri solare. Și cred că atunci se vor rezolva foarte multe din problemele care le avem acum vis-a-vis că trebuie să avem, să aducem tot timpul benzină pentru generator, să putem să ne desfășurăm activitatea cât de cât ok. Uh-huh. Dar sunt lucruri care se pot realiza și nu cred că o să fie nici cel mai mic dezavantaj vis-a-vis de viața la oraș și viața aici. Aici cred că sunt numai avantaje. Da, asta vreau să spun și poate vrei să ne întrebi de dezavantajele vieții la oraș. Da, te rog. Acolo dacă nu durează mult prea mult. E foarte lungă lista, da? Începând de la mediul exterior. Poluare, oameni supărați pe stradă, stres, lumea agitată, grăbiți, tensiuni. Și acolo se mai ia curentul câteodată și te supără. Și acolo se ia curentul, se oprește ceasul din cauza că nu mai este curent. Ești supus în permanență unui bombardament, pe când aici este liniște. Care este avantajul la oraș? Da? Faptul că este totul comod. Curentul, apa, robinetul, da? Astea în condițiile în care nu seacă tot. Și mai avem curent electric. În rest nimic, ori dacă astea se pot rezolva și într-un mediu de genul ăsta, nu-ți eu asta aleg. Nimic. Dacă aveți un mesaj pentru cei din restul lumii, pentru cei de afară. Deci mesajul meu pentru ei este să nu se facă, deci să nu facă ca și noi, ci doar să încerce să înțeleagă ce facem noi. Deci măcar să încerce să iasă natură, să vadă dacă le place sau nu le place, să încerce, dacă le place, să facă câte un pas mai repede pe interior decât în exterior, pentru că de acolo pleacă totul. Deci dacă simți că poți ca să faci, că ți-e bine dacă faci ceva pe interior, înseamnă că o să se realizeze și pe plan extern. Deci cam asta e mesajul. Să fie, să meargă după, deci după ceea ce simt și să intre puțin pe interior și să-și dea seama și să decanteze ceea ce e important pentru ei. Cam același lucru ce spune Paul, adică să nu judece din start. Și să lase să înțeleagă, să se așeze informația, nu se spune din start, nu se poate trăi așa, nu există în societatea asta să te poți rupe și să poți locui undeva în natură. Deci prima dată să lase și să se uite mai adânc la problemă. Atât. Vă mulțumesc și vă doresc succes. Mulțumesc. Bun. Mai dau un mic tur pe aici. Ok. Yeah. Bun. Nu, da? Da? Nu, 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 nu,